Salut! Am decis să redeschid canalul și am zis să hai să încep cu un lyric prank, forță. Deci, salutare, eu sunt Mircea și bine v-am găsit la un lyric prank. Am început acum o conversație cu o fată și vreau să văd ce iese. Nu știu sincer ce să-i zic, mă gândesc pe parcurs. Sper să se audă bine. Să vedem ce zice. Nu știu dacă o să mă creadă. Și m-am întors și am intrat. Nu. Și am mers pe roșu. Mamă, vreau să-i mai zic ceva, îi dau bomba. Bă, mă întreb cum se aude, cum așa. Fii atent. Fiți atenți. Scriu acum că adevăratul motiv pentru care am scris este pentru că o iubesc. Hai să vedem ce reacție. Sper să se audă bine. Ce mă? Nu cred că o să-mi iasă cine știe ce.
Bă, eu sunt foarte curios cum o să iasă videoclipul. Nu vreau să-l lungesc foarte mult. Bă, stai puțin, stai puțin. Bă, mă simt foarte prost. Ai. Bă, mă simt foarte prost. Nu te cred, bă, nu, nu, deci nu te cred. Bă, nu știu cum să o remediez. Nu așa se supere, fra. Aoleu, ce o să se supere? Bă. Nu știu, frate, să vorbesc eu cumva după cu ea. Bă, dacă v-a plăcut acest episod, lăsați acolo câteva like-uri. Sunt șocat. Nu știu, frate, ce să zic. Bă, o să se supere, cred că. Cred că o să se supere. Aparent e foarte fericită. Uai, ce bine, bă! Marș, bă, m-am căcat pe mine, bă! Na, fain, ce să zic? Sper că v-a plăcut episodul. fi da. O să se supere. Asta e, bă, băieți, mai vorbim, ciao.